Bună ziua, dragi prieteni din pești! Haideți să vedem la pești ce se întâmplă la pești ce se întâmplă la pești în dragoste. În prezent poate să vină un copil în prezentul acestei relații. Sau este o diferență mare de vârstă între aceste persoane. El are o problemă pe care trebuie să-și o rezolve. Uh, trece prin, printr-un moment greu. Are, are probleme el. Este o persoană cu probleme la ora asta. Ea are o prietenă care nu este bună, care va duce la sfârșitul relației. Aveți grijă cu oamenii din jur, câteodată nu este bine. Totuși, ea mai speră, Na. El dar da, ar vrea, ambii vrea, dar. Poate că acest copil, dacă vine un copil pe drum, să vă unească acest copil. El este tot pe ducă, dar acest copil parcă vine ca să ca să vă unească. Totuși va fi o despărțire, o schimbare, o mutare. O schimbare, o mutare. Iarăși pe el îl văd că își rezolvă aceste probleme. Pot fi probleme la serviciu, legale, cu acte. Are totuși noroc el. Pe ea o văd că visează, mai vorbește cu o femeie care este foarte rea. Foarte, deci nu, să nu aveți încredere în această femeie, vulpe aici sus mi-arată. Uh, care, cu care aveți ceva speranțe, cu care, dar nu, nu, nu este bine. Așa, în casă, schimbare, totuși, vedeți, ea, el da, el vrea căsătorie și bine, dar ea trebuie să fie mult mai îngăduitoare, mai răbdătoare, mai să nu asculte la toate bârfele, la tot ce se vede, pentru că nu este totul adevărat. Totuși, în viitor, viitor, va fi o schimbare cu bucurie, dar deocamdată poate să apară și o despărțire temporară. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.